Întrunirea de la Mihăilești a adus împreună pe liberalii din Giurgiu și din Telorman, alături de ei fiind și președinta Comisiei pentru Mediu de Afaceri din PNL, Andreea Paul. Reprezentanții PNL Giurgiu au evidențiat mai multe idei și soluții pentru ca cele două județe să iasă din situația de subdezvoltare economică, insistându-se pe necesitatea dezvoltării sectorului agricol. Astăzi aici la Giurgiu, împreună cu colegii noștri de la Partidul Național filiala Telorman, și cu doamna Andreea Paul, care reprezintă președinta Comisiei de Mediu de Afaceri. Eu sunt președintele Comisiei de Agricultură a Partidului Național Liberal, să fiu la Giurgiu și Telorman, aș spune eu, din două motive, pentru că Giurgiu și Telorman sunt județe eminamente agrare. Pentru noi, giurgiuvenii și telormănenii, cele două comisii sunt convins că vor reprezenta și reprezintă, de fapt, activitatea de bază a tuturor locuitorilor noștri. Cu toții convenim că Partidul Național Liberal trebuie să vină cu o altă abordare, chiar în perspectiva alegerilor locale. Sigur că nu suntem de acord cu o guvernare care știe doar să prezinte foarte entuziast date seci, dar care nu face absolut nimic în mod concret pentru nivelul de trai al locuitorilor țării. Exprim concret două exemple. Noi, ca județ cu activități preponderente legate de agricultură, am așteptat Programul Național de Dezvoltare Rurală ca pe o sursă foarte consistentă de finanțare a micilor afaceri private. Cu toate astea, Guvernul Ponta a negociat altfel decât ne așteptam, cel puțin noi cei din Giurgiu, dacă nu toată țara, și bani pentru a înființa o afacere în mediul agricol nu se mai dau celor care vor să înceapă. Deputatul Florian Nicolae, președinte al organizației municipale a PNL Giurgiu, s-a referit cu prioritate la necesitatea atragerii de investitori pentru crearea de locuri de muncă, dar și la dezvoltarea infrastructurii, ca o condiție esențială pentru dezvoltarea economică de ansamblu. Și eu vreau să felicit organizatorii pentru că au adus la Giurgiu această reuniune de lucru și mulțumesc comisiilor din Parlamentul nostru pentru că și-au făcut timp și s-au plecat asupra problemelor din județul nostru. Sunt convins că pentru că agricultură trebuie să punem un mare accent și pe crearea de noi locuri de muncă și pe reconstrucția podului de la Grădiștea, care să ne ajute pentru transportul de mărfuri, precum și, bineînțeles, pentru crearea infrastructurii și legăturii conexiunii dintre Alexandria și Giurgiu pe o șosea care acum se asfaltează, se modernizează. Bineînțeles, trebuie să nu uităm municipiul Giurgiu, orașul nostru reședință de județ, care se confruntă cu o mulțime de probleme, dintre care cea mai importantă problemă este crearea de noi locuri de muncă, atragere de investiții și investitori serioși, multiplicarea parcurilor industriale și, bineînțeles, crearea de noi oportunități în zona liberă Giurgiu și zona portuară. Discuțiile au avut ca punct de plecare și faptul că statisticile actuale arată că Giurgiu se află pe penultimul loc într-un clasament național în ceea ce privește speranța de viață. De asemenea, la nivelul județului Giurgiu, salariul mediu este mult sub media înregistrată la nivel național.